Bună seara, bun găsit tuturor! Cu fiecare moment care trece, simțim că distracția se apropie să ajungă în toi, pentru că este așteptat de acum încolo și cel mai important val de petrecăreți, cei care urmează să vină de la locurile de muncă aici, pe plaja Modern din Constanța. Organizatorii se așteaptă ca la această ediție mult așteptată după pandemie să participe 10.000 de tineri. Chiar în cele 4 zile și 4 nopți de festival se așteaptă ca cifra să depășească 260.000 de persoane. Sunt aici 5 scene pe care vor urca nume importante din muzică. Vorbim astăzi despre Lundo, Audiofly, Nușa, Cașmir sau Denia Vila. Mai mult decât atât, în zilele următoare vor urca pe scenă și Steve Aoki sau Delia, care sunt așteptați aici de turiști din toate colțurile. Unii dintre petrecăreți au venit cu bagajele făcute și asta pentru că au la dispoziție o plajă amenajată unde pot sta și unde pot înnopta dacă nu și-au găsit cazare. Cei mai mulți au venit hotărâți să petreacă 4 zile și 4 nopți, însă autoritățile sunt atente la tot ceea ce vor face petrecăreții. Vorbim despre sute de forțe de ordine, despre câini de căutare, despre jandarmii, polițiști care vor fi atenți la ce se întâmplă. Sunt aici organizate și puncte de prim ajutor care vor fi, la care se vor putea aduce cei care nu se simt foarte bine și care au probleme de sănătate. Totul numai ca distracția să se desfășoare așa cum trebuie. Vom vedea în momentul în care se va înnopta o explozie de culori, pentru că vor fi foarte multe lasere, vor fi foarte mulți animatori. Distracția va fi la cote maxime, pentru că așa cum am zis, a fost foarte așteptată.